Ce-i cu ăștia? Ce? Ce-i cu ăștia aici? Am luat o bere din frigider și ți-am dat banii pe ea, nu aștept să faci. De ce? De ce, ce? Mă, tu știi ceva? Ce? De ce a plătit bere? Bine, auzi, mă, că a luat o bere din frigider și ți-a plătit-o, nu așa să faci? Așa se face? Frate. Mă, ești bolnav? Zi-mă dacă ești bolnav cu noi, poți să vorbești. Zi, bă, frații, uite care treaba. Sunt pe ultima 100 de metri, nu mai am unde trăit și v-am adus banii ăștia, tot ce am strâns odată viața mea, să lăsați la copii ca să aibă și ce să mănânc. Ia, nu mă nebune, te duci prea departe cu gândul, mă. Nu, ți-am plătit pe bere cum ar veni ca să stăm liniști noi, liniște, să filmăm aici, liniște. Ți-am plătit locația cum ar veni, știi? Da. Ați plătit locația ca să filmați ceva aici, a? Da. Cât de ce? Păi pentru afacerea mea, mă. A, da. Zi mai, o afacere, mă, munca, bravo, mă, nebune, că mă speriase, mă, nu știa care-i... Nu e mama afacere, o să iasă o gălăgie de bani și nebun la cap. Păi, da, normal, de cap, că tu... Deci nu o să mai am loc în curte să parchez toate mașinile alea, mă. Dacă zic în față, deci la poartă, acolo o să fie circuit de Formula 1. O să vină oameni de la București să poacă poze cu toate bolizii aia, cu nebuneți. Da, eu da. Cu ochelari de soare, ca să de la blitzul, de la alea, lăsați-mă, mamă, oamenii, nu vreau să mă gândesc. Aveți grijă ce filmați, când filmați, vedeți când vă bagă ea bani, da. Ei vă bagă și câte 10 lei, 20 de lei, doar dați jos după voi câte o cămașă, nu știu ce. Dar când e să vă apucați unul de altul, de la 50 de lei în sus, nu puneți botul la orice, ați înțeles? Ia, nu, e... ce crezi tu că filmăm noi aici, mă? Noi facem educație, bobiță. Olo, da. De-aia mi era frică. Băi, de-aia merg în țara asta prost, că se crezi că analfabet ca voi doi să facă educație. Ce dragi de educație să faceți voi? Păi nu mă nebună că eu mă ocup doar de domeniul pe care îl stăpânesc eu cel mai bine, mă. Și care e ăla, mă? Cum să dor cu burta goală? Ia, n-ai ghicit. Nu e, fac cursuri de educație financiară, bă, băiatule, înțelegi? De antrepo, cum dracu zice, mă, la de... La ce, mă? La asta te învăț eu pe oameni, că îi zice acum. Ano... Antreprenoriat? Da, bă! Așa, mă, da, bă! Bravo, bravo, bravo! Și de-aia ți-am plătit ca să stăm și noi liniștit să filmăm primul curs, cum ar veni aici, da? Deci ți-am dat banii, n-avem discuții. Gata! Hai, bagă... Ia... Yeah. Hei! Salut! Hai, mă, că-i gălăgie sau de muzică. Bă, bobiți! Ce? Lasă-mă și tu muzica aia mai ușor și cu semințe. Te-ai apucat să foci gâi punga aia de semințe ca să-mi spargi mie filmarea în două aici. Te rog frumos, nu ne mai întrerupe. Deci nu vorbi, că dacă vorbești sau aud de pe înregistrare, ne duce dracu toate racoardele alea cu țincuranele, nu mai le avem, să o dăm în belele mari. Eu zic că e cam multe pretenții pentru 10 lei. Eu zic să te duci la oaie să filmezi de acolo, să vezi dacă ai racoarde și țincurane, când o trece aia căruțele și cu cai deznechează în filmare, să vedem, te mai înțelegi un cum? Da, mă, gata, m-am înțeles, dar nu mai vorbi atâta, doar să nu... Dată... Bine, mă, hai, dă-i. Gata, gata. Salut! Bine te-am găsit. Dacă și tu vrei stilul meu de viață, am soluția pentru tine. Nu trebuie decât să o cumperi pachetul complet cu cursurile online și cum ar veni cartea care am scris-o eu despre cum să te îmbogățești rapid. Dar probabil că te întreb, care e stilul meu de viață? Care e stilul tău de viață? Ăsta e stilul meu de viață, cum ar veni stilul Gianni Orlando. Ăsta e stilul meu de viață, cum am dat după câte că aici. Așa, să vă zic ce am făcut azi. M-am trezit de dimineață, am servit micul dejun regulamentar și am venit aici, în barul meu, cum ar veni. Ca dă-i strai mai așa care, ce să vă zic, deci am o grămadă de cârciumi aici în fervinți, locul meu natal de baștină, bine puteam să-mi deschid la Londra, la Paris, unde vrea mușchiul meu, dar am zis să investesc aici, că mă lagă multe amintiri de locul ăsta, plus că m-a rugat primarul și mi-a fost rușină de rușina lui, că i-am zis, bă, domnul investitor, am și o întrebare, dacă nu te deranjează. Mă, că filmați și noi aici, bă, băiate, ce ți-am zis, bă, nu ne întrerupe, că după aia cu țincuroanele, cu balea. Da, mă, puțin, mă, că vreau să te întreb. Tu ai zis acum, bă, filmulez că asta e cârciuma ta? Da. Păi fii atent că dacă e cârciuma ta, trebuie să plătești marfa, că trebuie să vină ea acum. Ce, mă, iau? Ce să plătesc, mă, nebunule? Păi dacă ai cârciuma, așa e. Vezi că vine ăștia care îți aduce marfă să ia banii pe ce ai vândut ca să-ți mai lase alta. Așa ai de plătit acum vreo 100 de navete de bere, mai înțeles? Pregătește niște milioane bune.
Nu, iau. Nu e mai, eu am zis așa la Caterin, că la vrăjeală, mă, că-i cârciuma mea, cum ar veni de imagine. Se cumpere lumea ăsta cursul de făcut bani, ia uite-l, mă, și pe ăsta, mă. Ce oți, deci cum ar veni, nu e cârciuma ta, e cârciuma mea, că... Da, măi, că ia uite-l, mă, e cârciuma ta, nu e, măi, ca în filme, mă, când zice Van Damme, cu el, zice la aia, bă, vă, ba, vă rup carna pe voi, dar tu stai seama că el n-a nicio problemă cu aia. E colegii lui, sunt actori toți acolo, dar și filmul, trebuie să-i bată, ia uite-l, mă, ce-a crezut. Te-ai prins, mă, acum! M-am prins, proastă, da, da, bravo. Dar ai zis tu că le trimiți și cartea sau ce? Da, da, nu, le trimit. Dacă nimic, asta mă gândeam, ce, tu ai scris vreo carte? N-am scris, ia uite, mă, n-am scris, mă, nicio carte. Ce? Mă, tu credeai că a scris carte? Da, da, eu am crezut că a scris-o. Da, da, scris. Păi și nu e aiurea, adică oamenii dacă comandă cartea și vede că n-a primit nimic, că tu n-ai scris-o, nu se supără. Nu se supără. Ia uite-l, de ce să supărăm? Eu cred că o să bucure nebunule. Pe cum? O să aștepte poștea să le aducă cartea, da? Eu zic că ăla nu a venit nimic. Eu o să bucure, ești nebun, păi nu o să mai trăiască să citească, o să fie la fix. Stau și după amiază asta nu fac nimica. Bă, dar cum te-ai gândit tu la toate, mă, pare. Ești nebun la cap, dar toate m-am gândit, că știi cum sunt pe afaceri. Deci le văd cu ochiul minții pe toate, ca Messi când vede culoarele alea pe care te-ați dat pasă. Eu văd pe poziții în viitor, uite așa sunt. Ești tare cu toți geanii! Băi, ce mai tare afacerea asta! E ce mai tare, dar auzi, bă, m-am gândit, nu mai filmați aici. De ce? Nu, uite, nu mai filmați aici, vă duceți filmați voi în altă parte, că după aia apar eu cârciuma pe filmulețele voastre. Și o zic că lumea, că m-ați băgat în cine ce e scrocherie, de vine să Pidu și Anafu și mă închide. Hai, ieșiți de aici. Așa faci? Deci ți-am plătit pe ce așa faci? Da, mă, lasă că mi-ai plătit pe în cele, n-ai plătit altceva. Hai, ieșiți afară, ieșiți-vă și filmați în altă parte. Hai, hai de mă, mergem. Gata, ieșiți. Mergem, mă, că nu mai înțelegem cu ăsta. Ieși, ieși, ieși. Ieși, ieși, hai, mă. Ce mă să filmați la mine? Ca ce chestie? Bă, doar vorbesc un pic la cameră și gata, nu ne atingem de nimic. Oricum n-aș putea să mă ating de nimic, că știi cum vorbesc eu, ca italienii dau de mâini, buongiorno, internaționale Milano, ciao, principesa del Piero, zang bang! Ia stai, mă, să te filmez acum! Nu acum, mă, nebune, mă filmez în curte, dacă e zi, mă, ne lași... Dar de ce mă să vă las să filmați la mine, mă, în curte? Ia auzi-l ce-a întrebat. Tu l-ai auzit ce-a întrebat asta? Vreau brânzoi, băi! Noi îți facem curte celebre, mă, nebunule, după aia aude și alții vin aici, nu vrei să vină americanii să filmeze aici Rambo 7, Terminator 5 sau cu cowboy, că la... ești nebun, tu ai și cai! Parcă o și pe asta, mă, cu Terminator contra la cowboy. Pș, pș, ăia trage cu laser. Hai, mă, lasă, să filmăm puțin. De mă, ce american să filmeze, mă, la mine. Ia, de ce zici, mă, așa, că eu deja îl văd pe Rambo cum iese după copac cu arcul, ești nebun. Doar trebuie să bagi găinile alea în curte, că dacă le iau la narc, s-a trebuit să găinile, pe ne facem aici. Bine, mă, hai, intrați. Bun. Și așa n-aveți ce să-mi stricați. Cea mai bună alegere ai făcut, dă drumul la presă. Deci filmez, gata. Gata. Haideți. Haideți, veniți cu mine. Bine ați venit la cursul meu, cum să fii milionar. Mulți dintre voi m-ați întrebat, cum te arăt eu așa de bine? Cum? Ei, am o fermă personală bio. Ei, vă arăt acum gospodăria. Nu e nici mare, nu e nici mică, dar știți cum e, nu contează barca. Contează barcagiu, mă înțelegi ce vreau să zic? Ideea e că aici am găini, aici am rațe, nu filma acolo, nu filma. Ei, cal, am cal, am cal în spate, l-am băgat între ăla. Mă, deci cum am pus ala deasupra, băgat între ăla. Băi, nesimțitule, ce cal ai tu, mă? Băi, băi, asta e gospodăria mea, mă, ce fac, mă, te dai mare cu munca mea? Nu e cu bă, nu mai filma, mă, cu gospodăria mea, mă? Nu-l băgați în seamă că el e argatul, are grijă de animale, s-a atașat de ele, de-aia face așa că e... Argatul? Du-te, mă, de aceea, mă, eu le dau, mă, să mănânce, cum să nu mă atașez? Nu le dai să mă, e sufletist, dar gata, gata, aveți grijă ce argat vă luați, că numai probleme vă face, deci nu mă... Băi, obraznic, ia, băi, nu mai filma, mă, că spar telefonul, mă, obraznicule, mă, termină-mă odată, ieși, bă, n-au să nu mai filmez, bă! Mirai, tu să fii. Mamă, mamă, deci iată brâzoi că dacă mi l-ai stricat, îmi cumpere altul, uite-mi cu mine. Ia, da, îți cumpăr altul, pe dracu. Ce faci, mă, domn regizor? Cum merge filmările? Mă, Bobiță, bă, ia-i mă pe jada aici, mă. Obraznici ești, au venit să dăm aici cu gospodăria mea? Stai, mă, că eu am zis așa la vrăjeală la... La Caterin, că mă, fac și eu puține reclamă pe internet, ce ai? Ce Caterin, că mă, pe munca mea? Dar tu ar trebui să te mândrești, nebune, că eu mă dau mare cu calul tău, cu cei pe la tine, pe-n curte, pe aici, ar trebui să te mândrești. Te mai da mare cu calul lui Brânzoi și cu găinile ce are ăsta aici. Hai, dracu, să faci filmuleț frumos cu Lamborghini lui Gazon. Bă, ce, și-a luat Gazon Lamborghini, ești nebun? Și-a luat el. A fost vărusul din Italia pe cu un Lamborghini șmecher, dacă-l vezi de mori. Și a plecat ăla și a lăsat Lamborghini cu ea lui. Hai să faci cu ăla, dacă-l vezi. E alb așa, cu duși de greș, cu roșu și cu farul de la... Păi și ce dracu n-ai zis, mă, până acum, mă, lasă, mă lau cu găinile lui ăsta, ești nebun. Hai, 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 Bip, 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 bip,
Cazoane! Undeva acolo? Da, l-am băgat-o aici, aici! Da, auzi, băi! Dar unde ține ăsta Lamborghini-le, mă? Toate apuse, unde? Da, bravo, mă, dar dacă aveai mașină de formal, nu țineai la poartă ca să urce copii, să curagă că o conduceți, o zgâriați, o... Nu o ținea numai ții, pleci nevă la cap. Ii, da, aia. Hai, noroc. Hai, noroc. Unde-i, mă? Unde-i, mă? Unde-i mașina aia, mă, că nu vă nicăieri? E normal că nu o vezi, mă, Gianni, că e îngropat aici. Ia. Cum să... De ce e îngropat-o, mă? Păi cum, mă, dă ce, mă, că am pus-o la învechit, că e ca vinul Lamborghini ăsta. Cu cât stă mai mult în pământ, cu atâta să crește valoarea. Da, dar bravo, mă. Ia uite, mă, vezi, mă. Hai, și nu poți scoateți voi puțin așa să facă ăștia un filmuleț, o poză pe ea. Da, mă, uite-ți, bai joc de noi, țăpăm aici de două zile ca să umbrăm. Da, mă, coacă, nu-i problemă, mă, apiuc eu de... Acum a venit Tomul până aici... Stai, mă, mă, bă, nebunule, o! Ia uite, îi spar palpizul. Ia, hai să stăpăm să vedem ce ai făcut. Ia zi-mă care e perimetrul, ca să o dăm așa ușor. În spatele tău, dar stai ușor așa, să lătași pe porumb. Da, aici așa. Bun, și colo cât? Până în capătul. În capăt, bă. Și trei patru rânduri, cât te ține bătine. Aceea? Așa. Și lat patru rânduri. Ia-o ușor, să nu, da? Ia-o ușor, așa. Și la rând, așa ușor, ca să... Da, 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 gata. Așa, ia ține gazoane aici. Filmează-i tu, așa. Așa, mă, și zile la oameni acum, bă, dacă vreți. Să aveți succes ca mine, să faci așa, sau zile ce... Mă, lasă-mă, mă, că am treaba acum, nebunule, ia uite... Filmează-mă și pe mine! Ia uite, mă, ia! Stop! Hai, băgați acolo! La rând, la rând, la rând, la rând! Ia-o ușor, să nu... Gata, mă, home!